Corpurile neînsuflețite ale unei femei de 30 de ani și a copilului său în vârstă de 4 ani, care au decedat în urma exploziei produse în blocul de locuit din sectorul Râșcani al capitalei, au fost scoase de sub dărâmături după 24 de ore de la producerea deflagrației. În urma exploziei produse în seara zilei de sâmbătă, 6 octombrie curent, 4 persoane și-au pierdut viața. Deflagrația ar fi fost cauzată, potrivit informațiilor preliminare, de o butelie de gaz. Explozia a afectat apartamentele de la etajele 14, 15, 16 și 17. Pentru intervenție în total au fost antrenate 16 unități de tehnică specială și aproape 100 de angajați IGSU. 6 persoane au fost internate la spital cu diverse traumatisme, inclusiv un angajat al IGSU. Una dintre cele 6 persoane traumatizate a decedat la spital. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani. Femeia de 33 de ani care a avut de suferit în urma exploziei se află în stare gravă, dar stabilă. Totodată, medicii au anunțat că starea pompierului este stabilă. Guvernul a anunțat că va aloca câte 50.000 de lei familiilor persoanelor decedate. Prioritatea numărul 1 este acordul suportului medical celor care au fost răniți și o altă prioritate este să acordăm locuri de trai provizorii celor care au rămas fără locuințe. Totodată, primăria municipiului Chișinău va oferi 10 milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație la blocul de locuit în care s-a produs deflagrația. Anunțul a fost făcut de către primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu. Oficialul a anunțat despre modificarea unei hotărâri a Consiliului Municipal Chișinău și procurarea mai multor locuințe de manevră. Conform legii privire la locuințe, care ne permite nou ca autoritate publică locală să avem spațiu de manevră în caz că se întâmplă astfel de tragedii, să putem interveni imediat cu câteva apartamente pentru oamenii care au nevoie de cazare urgentă. Codreanu a mai anunțat că urmează să fie evaluată starea apartamentelor, 6 dintre care au fost distruse. Au fost afectate și ascensoarele, acestea vor fi reparate din contul întreprinderii Lift Service. În urma tragediei, autoritățile municipale au anunțat că în perioada următoare preturile de sector și gestionarii fondului locativ vor verifica blocurile de locuințe în care sunt utilizate butelii de gaz. Persoanele care au rămas fără locuințe sunt cazate temporar la Spitalul Căii Ferate și la Sanatoriul Constructorul. În urma exploziei, mai mulți cetățeni s-au mobilizat, au organizat colectări de fonduri pentru a oferi victimelor hrană și adăpost. În context, pe o rețea de socializare, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris: exprim sincere condoleanțe rudelor persoanelor decedate. Am discutat cu persoane apropiate celor care au avut de suferit în urma deflagrației din sectorul Râșcani al capitalei. Fundația de Binefacere a Primei Doamne din suflet a decis să acopere cheltuielile suportate de acestea, inclusiv integral pe cele pentru serviciile funerare, a anunțat Igor Dodon. Și președintele Parlamentului, Adrian Candu, a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook. Suntem alături de cei care au avut de suferit în urma exploziei de pe Bulevardul Moscovei. Mulțumesc oamenilor care s-au implicat imediat pentru a ajuta victimele, a scris Candu.